Bine v-am găsit! Eu sunt Adriana Silvica Lefter și astăzi vom prezenta concluziile unei investigații realizate pe baza unui plan despre mișcare și repaus și anume cum pot deplasa mai ușor un obiect. Alexandra s-a mutat de curând în București. Părinții ei au cumpărat mare parte din obiectele de mobilier pe care le vor așeza în casă. După ce au montat șifonierul din camera fetei, și-au dat seama că nu era așezat în poziția potrivită. S-au decis să îl mute, încercând să-l împingă. Fiind făcut din lemn, era foarte greu. Părinții tăi au fost în situația de a mișca un obiect greu? Uneori se găsesc cu greu soluții pentru a rezolva astfel de probleme. Iată, azi vom face un experiment și la sfârșitul acestuia îi veți putea ajuta pe cei care nu se descurcă, măcar cu un sfat util. Iată ce avem la dispoziție. Elastic, un obiect greu, în cazul nostru o cutie cu cărți și câteva creioane cilindrice. Vreau să vă întreb, cum putem acționa astfel încât obiectul să se deplaseze mai ușor? Haideți să facem un plan de acțiune și apoi să acționăm. Prima dată, copii, vom lega elasticul de cutie și vom așeza cărțile în cutie. Tragem cutia de elastic. Se deplasează destul de greu și observăm că elasticul se alungește mult. Cu siguranță, forța de tracțiune este mare. Punem acum creioanele sub cutie și tragem cutia de elastic. Cum se deplasează? Mult mai ușor. E rândul vostru acum. Realizați un afiș pe care să-l prezentați colegilor cu ce am investigat despre mișcarea corpurilor. Vă dau și o idee. Cum putem deplasa mai ușor un obiect? A fost propusă o metodă care să ne ajute să mișcăm mai ușor obiectele. Ce materiale am folosit? Materiale obișnuite pe care le avem în casă. Cum am verificat? Prin experiment am arătat că utilizarea metodei este într-adevăr bună. Cum putem utiliza ceea ce am descoperit? În viața reală, zi de zi, cu exemple de alte situații. E rândul vostru să le găsiți acum. La revedere!